Sâmbătă 6 octombrie se dă startul primei etape din cadrul diviziei A la basket masculin. Echipa giurgiuveană CSS Giurgiu întâlnește acasă începând cu ora 18 formația Gaz-Metan Mediaș, una din echipele românești care joacă în cupele europene și care în campionatul intern vizează întotdeauna o clasare în primele trei locuri. Antrenorul lotului giurgiuvean, Chris Terel, spune însă că nu se teme de confruntarea de sâmbătă. Echipa este sudată, iar faptul că primul meci se joacă acasă constituie un avantaj. Ne antrenăm din greu în fiecare zi și suntem concentrați exclusiv pe meciul de sâmbătă. Suntem conștienți de jucătorii talentați pe care îi avem în echipă, chiar dacă mulți dintre ei abordează o tehnică nouă de joc diferită de cea cu care erau obișnuiți. Obiectivul basketbaliștilor de la CSS Giurgiu în noul sezon este să câștige cât mai mult meciuri și să obțină o clasare mai bună decât anul trecut.